Există mai multe suspiciuni atunci când vine vorba despre vecini. Știm foarte bine că au existat mai multe informații, cum că au fost vecini care au sunat la 112 pentru că s-ar fi auzit țipete. E bine, această informație nu este confirmată, este o informație neoficială, ca să zic așa, însă există vecini care spun că aici, în curtea acestui individ, părea că s-a făcut un grătar, ca să zic așa, ieșea foarte mult fum. Ai văzut și tu, Sabina, acesta a spus că a dat foc unor haine ca să se apere de țânțari. Ei bine, oamenii aceștia spun însă că nu mirosea a haine arse, că mirosea a carne arsă. Ca și când acest individ și-ar fi făcut un grătar, dar ce să vedeți, în niște butoaie. Știm foarte bine că aceste grătare nu se fac în butoaie, iar acest individ nu știu dacă până la urmă va recunoaște aceste fapte, dacă anchetatorii nu vor găsi punct cu punct și probă cu probă, în așa fel încât să aibă o concluzie clară și să-l confrunte cu aceste concluzii clare. Ei bine, mai stăteam de vorbă cu alți vecini care spuneau că acolo în curtea lui acesta a adus în ultimele luni de zile multe remorci cu pământ, în așa fel încât acesta iată că și-a supranivelat terenul față de ceilalți sub pretextul că în cazul în care vor fi inundații nu vrea să aibă probleme cu apa. Dar Georgiana, iată hai să că vedem ar ce trebui spun... să se facă cumva săpături acolo. Hai să vedem ce spun oamenii acum. Este destul de târziu, încă suspectul este în curte, da, cu anchetatorii. Ce așteaptă oamenii care se află de fapt acolo? Hai să vorbim cu ei, te rog. O să-i întreb chiar pe ei. Doamnă, în primul rând, ce v-a făcut să veniți aici și ce vă face să așteptați totuși la aceste ore și cât de mult v-a impresionat acest caz? Bună seara, în primul rând, am venit să aprindem o candelă pentru sufletele copiilor care nu mai sunt. Așteptăm și noi să se întâmple, să vedem ce se întâmplă. Sperăm din tot sufletul să se afle adevărul și ce pot să vă spun? Ca om simplu, ceea ce s-a întâmplat este înfiorător. Nu credeam, nu credem. Părerea mea, nu știu ce să spun, să se afle adevărul și mi-e tare frică să nu aflăm că omul ăsta, individul ăsta, că om nu este, să nu fi făcut și mai multe fapte din astea și cu mulți ani în urmă, să nu aflăm cine știe ce... Adevărul e că în această zonă au dispărut mai multe tinere cu aceeași rețetă, ca să zic așa. Au făcut autostopul și... Da. Dar vom vedea până la urmă, sunt doar supoziții. Doamnă, dumneavoastră, putem spune că vorbiți și în calitate de specialist. Da, lucrați la protecția copilului Olt. Sunt din Caracal și am venit în primul rând să aprind o candelă pentru această fată. Și sunt îngrozită și totodată vă spun că sunt și revoltată, sunt foarte revoltată pentru că această fată, cum toată lumea știe, a sunat de 3 ori la 112, a dat foarte multe detalii, că e o casă părăsită, că e un nuc, detalii despre agresor, că a fost violată și totuși mă întreb ce s-a întâmplat de nu s-au luat imediat măsuri. Deci sunt extraordinar, în afară de faptul că sunt îngrozită, sunt speriată. Eu care credeam că totuși în orașul Caracal e cât de cât un oraș liniștit, sunt extraordinar de revoltată. Deci foarte revoltată că autoritățile care erau în măsură să ia măsurile imediat nu au făcut nimic, din punctul meu de vedere. Nu știu ce au așteptat, că mandat de percheziție, deci orașul Caracal deci nu este București, da? Deci, case părăsite și atâtea locații în Caracal, deci nu sunt foarte multe. Și detalii despre... am înțeles că era în baza de date a poliției române. Deci, dumnealui, cu alte fapte. Da, nu are cazier, dar nu știu, cred că se putea face mult mai mult. Cel puțin dacă nu zic... Poate că acea fată, nu știu, vă spun, sunt copleșită de emoții. Sunt mamă, am și eu copii, mă îngrozește faptul că nu mai ești în siguranță într-un oraș ca acesta, v-am zis,
Mureșel mic? Lucrați într-o instituție de stat. Că, suntem ce, cu toții. Cred că acesta trebui, este cuvântul. Ce răspunsuri ar trebui să dea o instituție? Mulțumesc foarte mult. Revenim în câteva clipe la tine. Îngrozit sunt